Secretarul de stat în Ministerul Sănătății Ionel Oprea și prefectul de Suceava Alexandru Moldovan au vizitat luni noul spital municipal din Fălticeni și s-a ajuns la concluzia că trebuie făcute demersurile instituționale pentru echiparea acestuia cu dotările aferente în vederea funcționării. Potrivit unui comunicat al prefecturii Suceava, prefectul Alexandru Moldovan împreună cu secretarul de stat al Ministerului Sănătății Ionel Oprea, coordonator al activității Spitalului Județean Suceava și doctorul epidemiolog Sergiu Sângiorzan au făcut luni o vizită la spitalul din Fălticeni pentru a analiza și determina nevoile unității medicale privind dotările și echipamentele necesare funcționării la parametrii optimi. În urma discuțiilor purtate cu managerul Spitalului Municipal Fălticeni, doctorul Vlad Morariu, și a analizei efectuate privind circuitele funcționale și dotările actuale, secretarul de stat Ionel Oprea împreună cu prefectul județului au concluzionat că se vor efectua toate demersurile instituționale pentru alocarea sumelor necesare în vederea echipării Spitalului Fălticenean cu 250 de paturi și dotările funcționale aferente. Au vizitat împreună Spitalul Municipal din Fălticeni, vorbind de spitalul nou. Au rămas impresionați plăcut de tot ceea ce au văzut, ceea ce au găsit aici, pentru că, într-adevăr, s-au convins cu ochii lor, ca să spun așa, că lucrurile sunt exact cele pe care le-am prezentat. Avem un spital gata, finalizat integral, cu tot ceea ce înseamnă circuite funcționale, cu tot ceea ce înseamnă utilități, cu tot ceea ce înseamnă dotări nemedicale achiziționate și montate. Iar domnul Oprea a spus că va face toate demersurile ca acest spital să obțină în regiuni de urgență finanțarea pentru achiziția de dotări și echipamente medicale, astfel încât să-l putem pune la dispoziția oamenilor pentru alte boli în afară de COVID. Pentru că, așa cum am mai spus, Spitalul Fălticeni constituie o alternativă extrem de eficientă și rezonabilă pentru întreg județul Suceava, pentru tratarea bolilor curente, bolilor vechi, bolilor care se întâlnesc în rândul populației, din păcate. Vorbim de bolile non-COVID, pentru că, așa cum știți, Spitalul Județean Suceava este în mare măsură arondat doar pentru cei care au coronavirus, Spitalul Câmpul Lung este închis în totalitate, Spitalul Rădăuț este supraaglomerat, iar Spitalul nou din Fălticeni, cu o construcție nouă, modernă, respectând toate standardele, poate constitui un reper extrem de important în sistemul de sănătate din județul Suceava, putând trata toți bolnavii de toate celelalte boli în afară de COVID. Asta este concluzia care s-a extras în urma discuției de ieri cu domnul prefect, cu domnul general Oprea. Și văzând și dumnealor cam cum arată Spitalul Municipal Fălticeni în interior, convingându-se că se este funcțional din punct de vedere a utilităților, a oxigenului, a tuturor facilităților necesare circuitelor medicale, sunt convins că vor susține și dumnealor în cadrul forurilor competente alocarea în regim de urgență a fondurilor necesare pentru dotările medicale atât de necesare în această perioadă extrem de aglomerată. Spitalul Municipal din Fălticeni, putând lua locul, cel puțin temporar, pentru o anumită perioadă, serviciilor medicale care se prestau la Spitalul Județean Suceava, care acum funcționează în acest sistem de avarie.